Salutări, dragi prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un nou video. Un video în care vreau să vă arăt câteva setări în Windows 10, setări pe care trebuie să le faceți și voi. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să dați și voi un share pentru a vedea și prietenii voștri și să apăsați butonul de subscribe, să veniți și voi în clubul iubitorilor de PC-uri, aici unde este o comunitate a prietenilor, o comunitate frumoasă. Așa că, haideți să vedem despre ce este vorba și cam ce aveți voi de făcut. Ei bine, întotdeauna după ce îmi instalez Windows-ul, eu fac aceste setări și este adevărat că ultima oară după ce am instalat Windows-ul nu am făcut aceste setări și azi noapte stai domnule că nu e așa, am uitat ceva. Așa că uite, mi-am făcut setările și zic hai să fac și un tutorial. Bun, haideți să vedem ce aveți voi de făcut. În prima fază trebuie să mergem la Cortana, pentru că mulți dintre voi nu folosiți Cortana. Aceste setări vă vor ajuta, sau hai să zic, aceste setări vă vor proteja oarecum. Vă vor proteja de niște portițe lăsate pentru cei de la Microsoft, dar niște portițe și pentru cei care mai doresc rău pe aici pe acolo. Așa că mergem jos în bară, unde aveți această căsuță, da? Dați stânga, click stânga, apoi mergeți unde scrie All Settings. Se va deschide o fereastră. În această fereastră aveți aici scrie Cortana. Dați click pe Cortana, apoi debifați tot ce este aici la Cortana. E foarte bine să faceți ceea ce vă arăt eu acum. Bun, ați debifat de la Cortana. Mergem mai departe la Permission History. Ei bine, aici la fel. Atenție pentru, nu știu, poate sunteți părinți și aveți copii și vreți ca, nu știu, pe calculatorul copilului să nu se deschidă tot felul de site-uri ciudate și așa mai departe. Ei bine, puteți să dați, să bifați aici unde scrie strict. Da? Bifați chestia asta și atunci acele site-uri nu vor mai intra. Sau cel puțin așa ar trebui să nu mai intre. Ceilalți care vreți, da, lăsați pe moderat. Da, nu se întâmplă nimic, deci în mod normal e pe moderat. Cred că așa l-aveți pe default. După care, mai search history, aici puteți să debifați. Mai departe, mergem la privacy, location, camera. Da, dăm click în partea asta, apoi mergem la general, dați click la general și aici să fie toate cele oprite. Da, vedeți, toate sunt pe off. Apoi, mergem la cameră, la locație. Da, la fel, location service, la fel să fie pe off. Apoi mergem la cameră. La cameră este indicat să fie pe off, dar dacă vedeți voi aici, puteți să lăsați pe on și apoi să opriți voi din aplicație. Eu am dat pe off pentru că nu am nevoie. Dacă dați aici pe off, toate se vor opri. E bine să lăsați pe on, iar mai apoi voi să opriți la Cortana, să opriți la toate. Eventual să lăsați în browser dacă folosiți microfonul și Skype-ul. Mare atenție dacă vă arată Skype-ul. Eu pentru că nu mai folosesc Skype-ul, nu mai am așa ceva. Dar dacă aveți Skype-ul, atunci va trebui să lăsați bifat și la Skype, pentru că altfel nu o să mai aveți webcam-ul, nu o să mai funcționeze pe Skype. Da? Mă rog, și dacă nu folosiți, atunci debifați-le toate că e mai bine așa. Mergem la microfon. E exact același lucru. Puteți să dați pe on și atunci să opriți sau să porniți doar ceea ce vă interesează pe voi. Și am spus, Skype-ul, eventual dacă folosiți un browser unde să vorbiți voi, să asculte comenzile voastre, mă rog, dar nu știu cine face chestia asta, dar v-am explicat cam ce aveți de făcut. La mine rămâne pe off. Mergem mai departe, așa că dăm pe această săgeată să ne întoarcem înapoi. Apoi mergem la Accounts și avem aici Sign in Option. Dăm click stânga, se va deschide această fereastră unde dați în parte de jos și la privacy, da, să fie pe off, use my sign info, da, aici poate să rămână on. Dar mai departe aici vedeți acesta să fie debifată, aici să fie la fel debifat, vedeți și voi cam ce am eu pe aici. Ați înțeles, da? Deci singurul lucru care e bifat este în parte de jos unde scrie use my sign info, da, aici vă interesează să fie bifat, în rest să fie debifat. După care dăm din nou back sau dăm pe home, puteți da pe home, vă va arunca direct în aceeași fereastră. Apoi mergem la System Display Notification, dăm click stânga, apoi mergem la Shared Experience și aici să fie pe off. Și cam astea ar fi setările. Puteți închide
și totul e ok și în regulă. Deci astea sunt setări de bază pe care voi trebuie să le faceți odată cu instalarea Windows-ului. Nu se va întâmpla absolut nimic, nu trebuie să vă fie frică, ceea ce v-am arătat eu este sigur. Bun, pentru cei care probabil o să mă întrebați, odată ce ați văzut că la mine arată totuși totul pe închis, haideți să vă arăt cum faceți și voi chestia asta ca să nu mă întrebați. Mouse dreapta pe desktop, mergem la personalize, apoi mergem la color și dați în partea de jos. Și avem aici, asta înseamnă că, ia uitați ce se întâmplă. Da? Este alb, cel mai probabil pe default așa vine exact cum vedeți acum și dacă vreți să fie pe închis, să nu vă spargă ochișorii, dați pe dark și apare negru. Da? Deci acum absolut tot ce faceți este pe negru. Cam așa arată, vedeți? E foarte simplu, foarte ușor. Așa că, dragii mei, acestea fiind spuse, sper să vă fie de folos, sper să faceți și voi și, bineînțeles, aștept like-ul vostru, un share și subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Astăzi, de la ora 19, avem live, un live în care vreau să vă anunț pentru că mâine voi lansa un video cu un giveaway, dar despre toate acestea veți afla în această seară de la ora 19 în live. Așa că vino și tu, fii și tu alături de mine. Și până atunci, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!